timpul acesta, sunteți din diferite tabere, unii înțelegeți, dar alții nu. Aveți, iată, dorința să vă rezolv problemele trupești și veniți cu unele lucruri care nu-s după voia mea și vreți să vi le confirm, așa declară Duhul Sfânt. Vechează! Și citește cuvântul meu care îți spune ce trebuie să faci și ce-i păcat, pentru că au intrat unele duhuri și iată să deschid gurile și să vorbește numele meu, dar nu eu vorbesc. Când cuvântul l-am lăsat ca o sabie și nu mai folosești sabia aceasta și vrei să te duci și să te dezvinovățești, să te aperi cu lucruri care nu vin din Duhul meu, ci vin din alte surse stricate, strigă Duhul Sfânt. Iată! Caută să înțelegi că sfințenia trebuie practicată! Amin. Nu poți veni în fața mea oricum! Nu poți veni în fața mea cu gândul oricum, cu haina oricum, cu mâinile oricum! Peragobet fardoman hadias filmen hadia sunt sfânt și astăzi oamenii au călcat sfințenia mea în picioare și au folosit unele arme și le pregătesc tot mai mult să le folosească și stricăciunea iată care a intrat în unele corturi au ajuns să fie împletită cu cuvântul și s-a făcut o stricăciune și o amestecătură și poporul tânăr nu înțelege și mănâncă hrana aceasta stricată și să nasc copii bolnavi, să nasc copii care au unele porniri sodomice și-s dedas la păcat și la plăcere, dar le place să cânte, le place să se roage și nu cunosc frica de mine! Doamne mare! Out fight sicol menhada! Aici nu e ghicitorie, strigă Duhul Sfânt. Aici e negodet spanabriat. Nu sunt lucruri în negociere. Aici este Duhul meu prezent. Și mulți n-ați venit cu el aici, ați venit goi! Zegalobriat fardomanahadiat. Iată în seara aceasta te întreabă Duhul Sfânt. Vrei să intri la pocăință? Amin. Vrei să practici adevărata pocăință? Amin. Sunt multe predări și școli. Unii dintre voi sunteți înscriși în ele, faceți parte din unele sioane în care păcatul este acoperit după unele lucruri materiale, în care păcatul este acoperit sub frumusețea estetică a unor Izabele. Zerhait hor min hanas min hada. În seara aceasta strigă Duhul Sfânt, oricine ai fi, pune-ți viața rânduială. Pune-te pe pocăință. Plătește ce ai de plătit. Mărturisește ce ai de mărturisit. Amin. Iartă ce ai de iertat. Amin. Oprește-te din păcat, strigă Duhul Sfânt. Melado gobe de vardios fenediat. Ți-ai descărcat unele lucruri spurcate și te uiți la ele, strigă Duhul Sfânt. Și iată, faci popasuri în locuri babiloniene. Erdios panagalabra forma nahada stive di piede. Și te prezinți aici. Și iată, pentru că ai spus nu m-o da pe față Domnul, iată înseamnă că El e milos și îndurător și bun. Iată, sunt milos, sunt îndurător, dar sunt și foc mistuitor. Mulți în vremea care vine vor fi coborâți în țărână și nu vor avea parte de mântuire, deși la căpătâiul lor se predică mântuirea, deși în cimitire se scrie despre robii mei, dar nu au fost ai mei. Eli comeni galaudi forma la o parte și adevărul să se trăiască. Amin.